Îndrăcitul, trimis de cuviosul Lavrente la biserica Maicii Domnului din Pecerska, se vindecă. Cuviosul Lavrente, închizându-se în peșteră de bunăvoie, se nevoia astfel monahicește. El avea mare sârguință pentru mântuirea sa, tinzând în toate zilele spre mai mari osteneli, omorându-și patimile cu înfrânarea și tăindu-le cu sabia cea duhovnicească, adică prin rugăciune, apoi toate săgețele vicleanului ce le aprinse asupra lui, stingându-le cu apa lacrimilor. Cu darul lui Dumnezeu, nu numai că era străin de rănirea diavolească, ci a luat și dar de la el, a tămăduit cu minune felurite răni și neputințe între oameni, cum și a izgonit diavolii. Odată, între alții, a fost adus din Kiev pentru tămăduire un om cuprins de un diavol foarte cumplit, care era purtat de 10 oameni, iar fericitul dorind să fie preaslăvită patria sa cea duhovnicească, adică Sfânta Mănăstire Pecerska, a poruncit ca să ducă pe acel om acolo. Atunci, îndrăcitul a strigat, la cine mă trimiteți? Căci eu nici nu îndrăznesc să mă apropii de peșteră pentru sfinții care sunt întrânsa, iar în mănăstire sunt 30 de monahi viețuitori de care mă tem și cu ceilalți am război. Acestea mărturisindu-le cel îndrăcit pentru darul pe care îl avea Sfânta Mănăstire Pecerska, a poruncit iarăși fericitul ca să-l ducă acolo cu sila, încredințându-se și mai mult de cele grăite de însuși diavolul prin gura celui îndrăcit. Cei ce-l duceau pe el, știind că îndrăcitul nu fusese niciodată în mănăstire și că nu cunoștea pe nimeni, din cei ce viețuiau aici, îl întrebară, care sunt aceia de care nu te temi? În vremea aceea, viețuiau în mănăstirea Pecerska 118 frați, iar îndrăcitul, numărând pe nume 30 din ei, a zis, aceștia toți numai cu un singur cuvânt mă pot izgoni. Și iarăși au zis cei ce-l duceau, noi voim ca în peșteră să te închidem. Iar el le-a răspuns, ce folos îmi este mie ca să mă lupt cu morții, pentru că aceia acum au mai multă îndrăzneală către Dumnezeu a se ruga pentru monahii lor și pentru cei ce merg la dânsii. Dar de voit să vedeți războiul meu, duceți-mă în mănăstire, căci afară de cei 30, precum v-am spus, cu toții pot să mă lupt. Și a început a-și arăta puterea sa grăind evreiește, după aceea latinește și apoi grecește și, într-un cuvânt, în toate limbile pe care niciodată nu le auzise omul acela, încât se temeau foarte mult și cei ce-l duceau pe el, mirându-se de schimbarea limbii și de felul vorbirii lui. Apoi, mai înainte de a intra în mănăstire, a fugit duhul cel necurat din om și a început, cel tămăduit, a avea înțelegere. Cei ce erau cu el s-au bucurat foarte mult și, intrând în biserica cea făcătoare de minuni a Pecerskăi, au dat slavă lui Dumnezeu. Înștiințându-se de acel lucru și egumenul, s-au adunat cu toții frații în biserică. Cel tămăduit nu știa pe egumen, nici pe cei 30 de părinți pe care îi numise. Atunci egumenul l-a întrebat, cine te-a tămăduit? El, arătând spre icoana cea făcătoare de minuni a preasfintei născătoare de Dumnezeu, a zis, cu aceasta ne-au întâmpinat cei 30 de sfinți părinți și astfel m-am tămăduit. Numele tuturor acestor părinți, el le pomenea, deși în persoană el nu cunoștea pe niciunul dintre înșii.
Atunci toți au dat slavă lui Dumnezeu și preacuratei Maicii lui, astfel s-a preamărit acel loc sfânt prin economia lui Dumnezeu, cea vestită prin fericitul Lavrentie, cel ce s-a închis de bunăvoie pentru Dumnezeu.